ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezent 16 consilieri fizic aici în sală, iar 3 consilieri în intermediu online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Lucrăm pe domnul primar să fie. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit și la această ședință în octombrie 2023. Și astăzi avem o ședință în care vom dezbate un număr de 10-9 proiecte, dintre și mai să mai adaug încă 4 proiecte. Iar 5 proiecte la 5. O să vă prezint aceste proiecte pe care le punem dezbatere și apărării. Proiect de hotărâre privind rectificarea cheltuielilor de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 3 2023. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la serviciul public Ecovalea Muntelui Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specializare al primarului orașului Comănești. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HL numărul 20 din 31.1.2023 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării Serviciului Public de Salubrizare, proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Națională de Cruce Roșie România, filiala județului Bacău, pentru anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2024. 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al orașului Comănești a unor bunuri imobile. Și tot cu permisiunea noastră o să vă mai prezint încă 5 proiecte de hotărâre la alte probleme, și anume proiecte de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii Crainou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-13157. Aici este vorba de un proiect în valoare totală de 7.018.194 de lei, deci 70 de miliarde este total valoarea proiectului, din care eligibil 3.384.056 de lei și de la bugetul local ca și cheltuieli neeligibile 3.634.138 de lei, cheltuielile neeligibile fiind mai mari decât cheltuielile eligibile. De aceea o să vă solicit și o să vă rog să analizăm cu atenție acest proiect pentru a vedea ce măsuri vom putea să luăm mai departe. 10.2. Proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta 7, transformarea digitală, investiția 1, 17, scheme de finanțare pentru biblioteci. 10.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul achiziția unor sisteme inteligente de management urban în orașul Comănești, județul Bacău. 10.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Aici, știți cu toți, este vorba de un proiect în valoare de 39 de milioane de lei, aproape 400 de miliarde, de la bugetul local neeligibil, fiind vorba de suma de 4.536.000 de lei.
Deci trebuie să subvenționăm de la buget local, să cofinanțăm de la buget local suma de 45 de miliarde de lei. Eligibil este suma de 34.481.033 de lei. 344 de miliarde de lei. Aproximativ 7 milioane de euro. Pentru că sunt mulți care caută să denatureze suma și nu mai poate să mai transforme. Cât înseamnă milioane de lei, milioane de euro, miliarde de lei vechi, miliarde de lei noi și ce mai fi. Și proiect de hotărâre privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinanțări către Spitalul Orășenesc Ioan Bască. Este vorba de o sumă micuță, un cost 1.793 de lei. Da, 1.793.000 de lei, da, într-adevăr. Și cu aceasta cred că am încheiem proiectul pe spital, unde s-a dus pe undeva, pe la aproape 400 de miliarde de vechi, din care eligibil a fost prin finanțarea de la fonduri europene, fonduri nerapursabile, 150 ceva de miliarde de lei, de 15 milioane și ceva, și de la, bugetul local, 23 de milioane de lei noi, 230 și ceva de miliarde de lei. Și cu aceasta o să încheiem această investiție, după care cu toții știm că am aprobat în Consiliul Local demararea și începerea procedurilor pentru un nou proiect a unei clădiri noi, în cadrul Spitalului Orășenesc Ioan Bască, o clădire care se desfășoară pe 1200 ceva de metri pătrați, ca suprafață, ca ampre și ampre la sol, și este pe subsol, este desfășurat pe mai multe nivele, subsol, plus parter, plus 4 etaje, plus parțial etaj 5, unde va avea, se poate construi un heliport pentru a putea să derulăm operațiuni medicale și servicii medicale pentru cei care sunt în situații dificile de urgență și așa mai departe. Cam acestea fi, domnul președinte, pentru prezentare. Da, mulțumesc, bună ziua, o spune. Se supune la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 26.09.2023, 2.10.2023 și 11.10.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Eu. Și tu. Sunteți împotrivă sau vă abține? Da. Consider că de la punctul 10.1 până la 10.5 ar fi trebuit aceste propuneri de HCV să fie discutate într-o altă ședință. Aceste materiale le-am primit în cursul zilei de ieri și alte. Da, au fost prezentate materialele la ședințele de comisii, au fost discutate. Sunt da, da, da. Se consemnează în procesul verbal, că domnul consilier nu este de acord cu ordinea de zi, cu punctele care au fost supuse la alte propuneri. Da. Se supune la vot completarea ordinii zi cu toate cele 5 proiecte, le dau citire, proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul de reabilitare moderată a clădirii Crai Nou din strada Liceului Oraș Comunist, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-I3-157, proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta C7, transformare digitală, investiția I17, scheme de finanțare pentru biblioteci. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul achiziția unor sisteme inteligente de management urban în cadrul orașului Comăniști, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții Angel Salini și proiect de hotărâre privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinanțări către Spitalul Orășenesc Ioan Lasca Comănești. Cine este pentru completarea acestei ordine de zi cu cele 5 proiecte? Împotrivă? Abțineți? Sunteți împotrivă sau vă abțineți? Deci, nu, sunteți împotrivă sau vă abțineți? Că n-am înțeles cum să vă consemnez aici. Așa. Sunteți împotrivă și la ordinea de zi sau numai la asta? La ordinea de zi. La ordinea de zi. Aceste 5 puncte trebuie au supuse... Nu, la, domnul consilier, sunt două cazuri distincte. Ordinea de zi pe care ați primit-o și completarea ordinii de zi. Am votat împotrivă și adineori, dar ordinea de zi și acum. E logic, dacă este necesară trecerea acestor puncte într-o altă ședință. Cum aș putea să fiu pentru într-o parte și împotriva din nou? Deci împotriva și și. Trebuiau supuse unei discuții separate, unei ședințe separate. Nu, le vă întreabă dacă ați fost pentru sau împotriva. Deci la ordinea de zi, sunteți pentru sau împotriva? Sunt împotriva. La completarea ordinii de zi, sunteți pentru sau împotriva? Aș vrea, de asta. Aș vrea ca să lămurim. Nu se respectă tot administrativ prin acest moment. Aș vrea ca să lămurim problemele. În momentul în care primarul orașului Comănești inițiază un demersuri legale privind demararea procedurilor de invitație ale consilierilor locali pentru dezbaterea unor proiecte, cum sunt acestea care le avem astăzi. Am avut sau avem pe ordinea de zi toate acele proiecte pe care noi le lansăm în discuții și facem toate documentațiile necesare aprobării, dezbaterilor și a discuțiilor pe aceste proiecte. În interval, din momentul în care s-au trimis invitații către consilierii locali și până în data ședinței, adică până astăzi, au mai apărut, pentru că noi nu stăm și nu stă ceasul și timpul în loc, apar și aceste proiecte. De fiecare dată mai apar. Și nu este corect ca noi să lăsăm proiectele astea deoparte și să spunem, știți, astea le discutăm azi, dar mâine ne întâlnim să discutăm aceste proiecte. Și atunci, conform legii, legea ne permite, ca la alte probleme, să venim cu, și cu discuțiile acestor proiecte. Deci, nu este nimic ilegal. De aceea, dumneavoastră, cel care sau cei care doriți să vă abțineți, foarte bine, abțineți-vă sau să votați împotrivă. Este responsabilitatea dumneavoastră față de cetățenii care vă oresc. Să veniți aici, spune doi, nu poate nu votez. Așa cum ați binevoit să faceți, să nu votați când s-a supus aprobării reabilitarea clădirii primăriei, susținând că nu sunteți de acord cu acest proiect, deoarece doriți să fie prinsă în reabilitare școala cu zavod, școala Roia. Iar eu v-am spus pe loc, atunci în ședință, că suntem deja în etape de licitație cu acea școală, deoarece avem proiect din anul 2018. Ceea ce se și vede, lucrarea este aproape pe finalizare, și nu era cazul să veniți cu pretenții că nu împotez acest proiect, că de fapt eu vreau să facă școală. Și v-am menționat, și repet, școala era în proceduri de licitație, eram în fază nu de a aproba proiectul, ci eram în fază de execuții, de lucrări. Erau în fază de terminarea tuturor procedurilor legale de accesare fondurilor europene, PTH-ul și așa mai departe. Dar este opțiunea dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă nu știți ce, cum stau lucrurile și cum se pătează un proiect, este problema. Ați votat împotrivă și la blocul, la executarea de anvelopare a blocurilor. Este problema dumneavoastră. Nu este problema noastră. E problema altă. În același ce rog, a fost incorrect formulat. Am specificat. Articolul 4 a fost incorrect. Ați votat împotrivă, ca și acum, ca și acum, dacă ar fi să domnul consilier, ascultăm pe domnul primar.
primar, că nu mai înțelege lumea nimic ce să întâmplă. Ascultați și după aceea vă spuneți punctul de vedere. De naturează realitatea. Dar a fost exact aceeași situație ca și acum. Când spune că la proiectul cu tare și cu tare, nu votează. Păi dacă n-ar fi votat toți consilierii locali, acele proiecte cu blocurile de care vă povesteam, nu ar fi, nu s-ar mai executa. Ori acele proiecte suntem deja în fază de licitație. Că lumea întreabă, dar proiectele cu blocurile cum stă? Păi o parte din ele au trecut în faza de execuție de lucrări. Suntem în licitație de execuție de lucrări. Ca și proiectele acestea, dacă dumneavoastră ați votat împotriva lor și dacă toți colegii de aici, cei 19 colegi, ar vota împotrivă, am mai putea face aceste proiecte? Nu. Dar, slavă Domnului, că avem și oameni cu capul pe umeri. Slavă Domnului, repet, nu vreau să se interpreteze discursul domnului primar într-un scop electoral. Eu am respectat legea și codul administrativ. Și consider că nu este corect să se pună problema în maniera asta. Și nu pot să fiu răspunzător pentru maniera în care au fost redactate acele HCG-uri prin votul meu. Eu aș vrea să vă explic, domnilor consilieri, că sunteți în cadrul legal cu proiectele de la alte probleme, în sensul că, virgulă, codul administrativ permite introducerea pe la alte probleme a unor proiecte urgente, cu termene. Noi suntem în această situație, colegii mei au de depus proiecte astăzi, stau până la 12 noaptea ca să le introducă, da, ele sunt pe ordinea de zi în cadrul legal. Pe lângă ce a explicat domnul primar, vreau să vă explic că nu încălcați codul administrativ, că ele sunt probleme urgente, sunt proiectele comunității și codul administrativ ne permite introducerea pe ordinea de zi ca să nu se înțeleagă greșit. După aia, că noi încălcăm codul administrativ. Nu, noi îl respectăm. Mulțumesc. Da. Vreau 5 zile să rămână între momentul trimiterii documentelor și momentul... Domnul consilier, codul administrativ permite și acele 5 zile pe care noi le respectăm și trimis documentația pe mail, da? Dar în același timp, codul administrativ permite și introducerea pe ordinea de zi a unor probleme urgente de interes local, al comunității, unde termenele noastre sunt foarte clare și dacă noi nu depunem acele proiecte, noi suntem în situația de a le pierde și nu le pierdem noi, nici dumneavoastră, comunitatea. Și atunci noi suntem obligați să respectăm codul administrativ și pe această zonă, și pe cea cu 5 zile și pe latura în care putem introduce la alte probleme pe ordinea de zi. Deci dacă să zicem, aprecierea domnului consilier, așa apreciază dumneavoastră, că ar trebui ca mâine să facem o altă ședință de îndată, în care să ne adunăm cu toții din nou, să votăm aceste 5 proiecte. Așa este? Dacă am face mâine o altă ședință, ați fi de acord, domnul consilier? Dacă îmi permiteți. Noi ar trebui să facem ședințe zilnic. Pentru că astăzi avem termen pe 26, avem termen pe 27, avem termen pe 28 și atunci veți fi convocați zilnic. Dar nu asta ar fi o problemă, că suntem în context legal și atunci. Dar acum respectăm codul administrativ, în ceea ce privește introducerea pe ordinea de zi a celor 5 puncte pe care le-ați avut prezentate. Din locul unde stă domnul consilier de acolo, așa se vede. Eu îl vorbesc legal. Eu îi dau credibilitate, că așa se vede de acolo unde își locuiește. Consider că trebuie să avem timpul necesar pentru a documenta aceste acțiuni. Le-ați avut la comisie? Dar de când nu ați avut timpul necesar să veniți la toate ședințe și ca să țină vreo 5 ședințe până acum, domnul consilier? Ca să nu veniți la ședințe. Nu e ca și cum n-aș participa. Nu, ați lipsit fizic de la 5 ședințe. Am participat online. Ați participat online. Dar tocmai dumneavoastră care nu aveți timp să veniți la ședințe, participați online. Vă eschivați acum să votați. Tocmai pentru faptul că va fi trebuit timp și răgaz. Participarea la ședință online. Este o formă legală. Da. Nu e ca și cum aș fi fost. Am votat pentru că nu ați fost prezent fizic, m-am exprimat foarte corect. Repet, nu este obligatoriu, poți să participi din motive întemeiate și online. Legea îmi permite acest lucru. Și vă permite legea și să votați împotrivă, cum de altfel ați făcut acum. Da, am votat. Da, foarte bine. Să vadă comunitatea ca care este atitudinea domnului consilier USR, care spune că face nu știu ce și nu știu cum. Comunitatea trebuie să înțeleagă că nu ne facem de cap. Da, așa este. Eu v-am explicat temeiul legal.
Latura legală. Am înțeles. Am înțeles. Primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor, au fost discuții, dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 3 anului 2023. De asemenea, materialele au fost prezentate la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Serviciul Public Eco Valea Muntelui Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești. Materialul a fost prezentat la comisii. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 20 din 31.03.2023 privind acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Comănești pentru finanțarea funcționării Serviciului Public de Salubritate. Materialele au fost prezentate la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenului. Proiectul a fost prezentat la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Națională de Crucea Roșie România, filiala județului Bacău, pentru anul 2023. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al orașului Comănești a unor bunuri imobile. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Primul proiect alte probleme. Proiect 10.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru proiectul de reabilitare moderată a clădirii Crainou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fondul local, pod proiect C10-I3-157. Da. Dacă îmi permiteți, așa cum am spus și mai ședința de comisie, dacă ne uităm un pic la valoarea cheltuielilor neeligibile, acestea sunt mai mari decât valoarea cheltuielilor eligibile pentru reabilitarea moderată a grădiniței Crainou. Având în vedere că valoarea este undeva la 7 milioane de lei, și dacă ne uităm la un proiect următor, nu știu, următoarele puncte, și făcând comparația cu cheltuielile eligibile de acolo, unde valoarea investiției este de 40 de milioane, iar partea neeligibilă este de 4 milioane, aici este 3 milioane 600 și ceva de mii, eu aș propune, dacă se poate, să votăm împotrivă și pentru acest proiect să găsim o altă axă sau în altă parte finanțare care să acopere mai mult ca valoare din aceasta. Dacă sunteți... Dar vreau să mă explic despre ce e vorba. Total, valoarea proiectului este de 7.000 de lei, 7.000.000, 18.000 de lei, 194. Este vorba de
un proiect prin care, care are și ca și obiectiv realizarea moderată a clădirii. Ce înseamnă asta? Înseamnă eficientizare energetică. Diferența de sumă care este de la 3.333 miliarde până la 70 de miliarde este vorba de faptul că se execută în cadrul acestui proiect și lucrări de interioare. Și lucrări de finalizarea construcției, ca atunci când se trage constructorul să fie construcția dată la gata. Pentru că tema proiectului este ca și obiectiv reabilitare moderată a clădirii, e vorba de eficientizare energetică, nu sunt eligibile cheltuielile pe construcție altele decât cele de eficientizare energetică. Și din această cauză avem această diferență foarte mare. Avem două sau trei variante. Bun, să o aprobăm așa și să putem să cofinanțăm, dacă avem bani la buget, să mai punem noi 36 de miliarde la centru local. Ceea ce este foarte greu. Ați văzut numai la proiectul pe gaze, mai trebuie să mai subvenționăm, să venim noi cu cotă de la bugetul local de 45 de miliarde. Aici. Dar dacă ne ducem în urmă, la spitalul Rășinescu Ioan Lascăra, am cofinanțat cu 230 de miliarde de la buget local. Este o sumă imensă. Că cei care tot își dau cu părerea că de ce nu se face sau de ce se face, veniți cu surse de finanțare. Și noi atunci, cu 230 de miliarde cât am cofinanțat la Spitalul Orășenesc, am zis că asfaltam toate străzile din orașul Comănești, pe mai multe culori de acolo. Prin să asfaltam o dată pe asfalt de ăsta obișnuit, după aia le asfaltam cu asfalt roșu, cum vă place, din Moinești, și le asfaltam o dată cu verde, pentru că ne permitea sumele de bani să asfaltăm și cu verde. Dar trebuie să prioritizăm proiectele care ne interesează pe noi în oraș. Și trebuie să conștientizăm că banii pe care îi avem, să-i cheltuim în mod eficient și pe priorități. A fost și este o prioritate spitală. Dacă cineva spune că nu este o prioritate, vă rog să spun. Dom'le, nu trebuia să facem spitalul pentru că trebuia să asfaltăm străzile la noi. A fost și este o prioritate lucrările care se execută pentru reabilitări școli, grădinițe, crești și ce mai avem? Dacă nu, spune. Nu, dom'le, nu trebuia să facem. Trebuia să facem doar asfalt. A fost și este o prioritate să facem extinderea rețelelor de gaze în cartierul Băloaia, sub Băloaia și Pan și pe unde mai avem noi străzi rămase fără gaze? Nu, domnule, nu este o prioritate. Vă rog să ne spuneți. Și în momentul acesta, da, atunci spuneți că primarul este vinovat că nu a făcut ce trebuia făcut. Sau am văzut că mulți spun că de 20 de ani trebuia, domnule, de 20 de ani să faceți. Da, domnilor, trebuia de 20 de ani dacă primarii dinaintea mea făceau pașii care trebuia să-i facă. Că au fost înaintea mea primar și de la PSD, și de la PD, și de la... De două ori au fost primar PSD, au fost de două ori, două mandate. Dacă ei rezolvau problema rețelelor de gaze, dacă rezolvau problemele legate de canalizări și de rețele de canalizare, noi nu aveam acum decât de asfaltat. Și chiar era o întrebare, domnule, dar cine a asfaltat, domnule, până acum? Chiar era o întrebare, deși noi am asfaltat, comparativ cu primare care au fost înainte PSD, cred că de 10 ori mai mult sau de 20 de ori, sau de, putem să o câte de câte ori am asfaltat mai mult. Eu am asfaltat 20 de străzi, noi am asfaltat 60 de străzi. Care e diferența? Este de la cea la pământ. Dacă noi ne-am propus ca să rezolvăm problema rețelelor de gaze și doar acum s-a putut finanța un astfel de proiect. Până acum nu au fost finanțate pe fonduri europene nerambursabile proiecte de extindere rețele de gaz. Nu au fost finanțate, pentru că rețeaua de gaz este o rețea care ține de partea privată, să zicem. Nu știu cât este la sută, cine are, probabil că totuși statul român are peste 50%, 51%.
nu știu cât este cota de, de cofinanțare de, cum se cheamă, cei care sunt în acționariat. Cei care sunt în acționariat, câte acțiuni are statul român și câte acțiuni are societatea privată. Iată că acum ne-a dat voie ca prin proiecte și prin fonduri să extindem aceste rețele de gaz. Și acum, deoarece avem și proiectul făcut, avem și aprobarea finanțării, suntem în licitație, pe data de 3 noiembrie, deschidem licitația. Deci putem să facem acest lucru și putem să dezvoltăm orașul, după aceea, făcând etapă cu etapă tot ceea ce a trebuit să asistăm asfaltarea unor străzi care nu au apucat să semnăm contractul de finanțare, de contractul de execuție. Dacă semnăm contractul de execuție, trebuia să executăm așa cum le executăm pe cele care suntem acum în asfaltare, toate străzile din zona Lăloie, din zona școlilor pieturale, scuza, văd ce avem pe acolo, Păsache Ciocan, Minerului, toate celelalte. Dacă cineva dorește să nu facem lucrul ăsta, vă rog să spuneți, domnule, nu dorim să facem, pentru că de aia suntem aici cu toții în ședință de Consiliu Local. Să aprobăm, să nu aprobăm, am spus foarte bine. Este cineva care nu votează. Foarte bine, e ok. Dar noi avem oportunitatea de a găsi soluții cum putem să facem să fie mai bine. Și de aceea, la credința Crainou, mai avem o posibilitate ca să le introducem pe o altă finanțare, pe Agenția Fondului de Mediu, care se fac depunerile începând cu data de 12 decembrie, peste o lună de zile, putem să depunem acolo, unde este mult mai permisibilă finanțarea nerambursabilă, adică se pot executa mult mai multe lucrări decât aici, pe PNRR, și suma de cofinanțare de la buget local s-ar putea să nu mai fie deloc sau mult mai mică. Sau, dacă nu, putem să mergem pe noul program operațional regional, care va începe de anul viitor. Și unde putem să o executăm lucrările așa cum am executat la școlile din Ciprian Porobescu, Liviu Rebreanu, școala Morbat, școală care se află acum în execuție, școala de pe Minerului, grădinița de pe Minerului, școala de pe Buzavod, școala Păstache Ciocan, școala de la 5 Bizi, Lăloaia și grădinița, unde, de asemenea, am solicitat ca să trecem pe nou program de finanțare, pentru că ne-a permis acest lucru. Același proiect, putem să ne ducem cu el și îl depunem din prima zi în care se deschide linia de finanțare. Nu am pierdut nimic. Și eu sunt de acord ca să-l amânăm, să nu mergem pe această linie a PNRR-ului, fiind vorba de o sumă foarte mare și ca să putem să executăm acest proiect, bineînțeles că trebuie să facem un nou împrumut. Probabil o să mai facem un împrumut, pentru că avem foarte multe proiecte. Dar trebuie să avem discernământ dacă mai există o variantă de cofinanțare, de depunere pe fonduri nerambursabile și cofinanțarea să fie mult mai mică, normal că alegem ca loc de 36 de miliarde, spunem doar 10 miliarde de lei. Normal. Sunteți de acord? Dar varianta să facă ce este eligibil. Toate lovare și, nu știu, tântării, ce ar prinde lucrări eligibile, de exemplu? Lucrări eligibile? Anvelopare, clădire și tântărie. Anveloparea, sistemul de încălzire și acoperișul. Doar atât. Sistem. Dar la acoperiș nu se poate, nu este eligibil schimbarea structurii și a panii, ci doar înlocuirea tablei sau a ținii. Atât. Nu, nici măcar înlocuirea structurii de rezistență și a panii. Și instalații interioare? Instalații interioare doar eficientizare de energetică, înseamnă încălzirea, care poate să însemne centrala termică, rețeaua de calorifere, încălzire, așa și ce mai e. Ca să vă spun așa drept, am mai venit cu mofturi, că așa suntem noi mai mofturoși acum în ultima perioadă. În loc să punem caloriferele pe pereți, cum se pune, fiind vorba de o grădiniță cu program prelungit unde vin copii, care
mai umblă și jos, de-a bușile, ca să spunem așa, am cerut ca încălzirea să fie făcută în pardoseală. Să fie pardoseala caldă. Și asta înseamnă o cheltuială suplimentară. Și adunat, ba acolo, ba dincolo, ba acolo, ba dincolo, s-au adunat 36 de miliarde. Noi proiectul ăsta nu-l facem de azi pe mâine. Gândiți-vă că toate lucrările care le executăm în orașul Comănești vor fi făcute. Cine știe când cineva mai, va mai putea să mai facă o investiție. Cum am făcut-o la spital. Că sunt unii, domne, de 2 ani, domne, extraordinar, 2 ani. Păi, domne, în 2 ani am făcut un spital ca și cum am făcut unul nou. Este cel mai modern spital care poate să existe la ora aceasta în județul Bacău, cel puțin. Cel puțin în județul Bacău, dar și din București, cum vine domnul profesor Vasile și alții, spun că în București nu este spital de talia spitalului din Comănești. Și ce am dar nu avem doctor. Astăzi a venit un medic cardiolog de la Târgu Mureș și a spus că mai are un coleg care și el vrea să vină la spitalul Comănești. Săptămâna trecută a venit un medic urolog care, de la Sibiu, care și el a spus că vrea să lucreze la Spitalul Comănești și bineînțeles că a zis că mai are colegi care vor să vină la Spitalul Comănești. Deci, asta este situația. Nu noi, ci voi, a alungat primarul, n-a alungat primarul pe nimeni, au plecat medici care au ieșit la pensie și care și-au îndeplinit stagiul. N-a plecat nimeni așa că, bă, primarul nu vrea să iasă un doctor pe aici să lucreze. Doamne, înțelegi. Ci că de ce se bagă primarul în actul medical? M-ați văzut pe mine vreo dată, prin o sală de operație pe acolo și ținând de vreun aparat, de vreun laparoscop pe acolo, așa, și lucrând primarul, cot la cot cu cineva? Nu, noi lucrăm pe partea administrativă și partea de manageriat și partea de finanțare, cofinanțare și execuții de modernizare și reabilitare. Despre asta discutăm. Dar astea sunt lucruri care se vor vedea, se văd și toți cei de aici din sala aceasta, inclusiv eu, vom putea să fim beneficiarii, noi ne dorim să nu fim beneficiarii acestor investiții. Dar vom ajunge într-o zi să fim beneficiari acestor investiții. Și atunci cu toții ne vom lăuda că da, și eu eram consilier local când s-au făcut aceste investiții și primăria a băgat 60% din bugetul local pe anul 2022 în această investiție care se cheamă Spitalul Comănești. Primăria a împrumutat 120 de miliarde de lei pentru această investiție, pentru ca noi, toți cetățenii, locuitorii, orașului Comănești, nu numai a Comănești, ci de pe întreaga parte, atunci când am văzut pe cineva, era foarte nemulțumit că am dat o cifră eronată, că nu sunt 80 de mii de locuitori beneficiari ai acestui spital, ci numai 66 de mii. Domnilor, și dacă ar fi 10.000 de beneficiari, este ceea ce trebuie să facem noi, să finanțăm. Cifra de 80.000 de beneficiari este din perioada când ne luptam să nu ne închidă spitalul, domnilor. De atunci, toate demersurile noastre făcute către Guvern, către Ministrul Sănătății, Ministrul Muncii și toate instituțiile abilitate, în toate aceste spunea, Spitalul Comănești, care deservește peste 80.000 de locuitori. Că nu mai sunt 80.000, ci sunt 60.000. Nu contează. Contează că avem spital. Avem spital de cea mai bună clasă și talie. Și avem și doctori la fel de bun. Și personal medical. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă vă rog, vreau să apropo de ce a spus domnul primar. Consider că este exagerată comparația între domnia sa și ceilalți primari anterior. Ceilalți primari nu au avut atâtea axe de finanțare la dispoziție și nici 5 mandate. Nici nu era membri Uniunea Europeană și evident sursele de bani erau mult mai limitate. Să nu uităm că și ceilalți primari care au fost au avut conducerea Consiliului Județean. Ei au avut Consiliul Județean. Noi n-am avut. Noi n-am primit la Consiliul Județean niciodată niciun leu.
orice la primar au fost de aceeași culoare politică cu Consiliul Județean Bacău. Unde Consiliul Județean Bacău cofinanțează. Ba, Tofteana, ba, nu mai dau localități. Chiar Băineștiu. Și chiar Băineștiu. Da, păi, să spun ce da. Și Moineștiu. Și localități. Pentru că Moineștiu nu a fost PNL. Moineștiu a fost tot afiliat PSD-ului. Din cauza aceasta, Consiliul Județean Bacău a finanțat Moineștiu pentru că avea primar care era în alianță cu PSD-ul. A fost la PUR, la Partidul Conservator, la alte partide unde erau în alianță. Și automat că finanțau, au finanțat și spitalul și club. Zero lei ne-a dat Consiliul Județean nou. De aceea ne-am străduit să obținem fonduri pe toate căile, inclusiv împrumuturi, ca să facem ceea ce am făcut. Și stăm în față cu fruntea sus și cu pălăria în mână la ceea ce s-a realizat în Comaș. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abține? Domnul Sarca. Abține, da? Domnul Tiboi, domnul Sarca, da. Domnul Munteanu, domnul Berea și domnul Munteanu. Mulțumesc. 10.2. Proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta C7, transformarea digitală, investiția I17, scheme de finanțare pentru biblioteci. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă nu sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 10.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul achiziția unor sisteme inteligente de management urban în orașul Comănești, județul Bacău. Materialele au fost prezentate la comisie. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Antisalini. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Și aș vrea, domnule și înainte să trecem la următorul punct, vreau să vă spun că pentru e bine de informat Consiliul Local și mai faptul că proiectul se află în faza de licitație, de execuție, pe data de 3, mi se pare că se deschidă pe 3 noiembrie, se deschidă documentele de licitație, să vedem cine va fi câștigător, după care vom trece la execuția acestui. De asemenea, și primul pachet de blocuri din orașul Comănești este licitație și pe data de cât se deschide licitația acolo? Cine știe? Tot acum. Tot pe la începutul noiembrie, că deja am vorbit început de simplificat și de noi vreți mai scurt. Da. Este primul pachet, primul proiect, pentru că mai sunt încă vreo 5-6 proiecte, unde fiecare proiect care au înțeleg până la 10 blocuri. Da. Că toți spun unii că nu se fac blocurile, nu se fac blocurile. Nu, și noi putem continua. Nu se fac blocurile cât ai bate din bani. Da, este corect, dar au uitat să specifică. Nu se face nimic cât ai bate din bani. Totul se face cu efort, cu răbdare, cu muncă, cu oamenii ăștia din primăria Comănești care lucrează non-stop să poată să țină pasul la atât de multe proiecte. La atât de multe proiecte. Nu este nicio primărie din județul Bacău care să deruleze în momentul de față un număr atât de mare de proiecte. Nu este nicio primărie din județul Bacău. Nu ne place că stimați, apreciați și lăudați orașele, localitățile din jurul Comăneștiului. Înseamnă că, respectând proporție la numărul de proiecte și la sumele
cofinanțate prin fonduri europene sau rambursabile sau nerambursabile, înseamnă că noi primim procentual același număr de aprecieri. Adică, dacă voi apreciați și bateți o dată din palme, la Comănești bateți vreo 200-300 de ori din palme. Atât de mult trebuie să apreciați Comănești. Și știți de ce trebuie să apreciați? Că sunteți aici în Consiliul Local și că noi, împreună cu dumneavoastră, derulăm toate aceste proiecte. Pentru urmașii noștri și pentru urmașii noștri. Ultimul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea de la bugetul local a unei cofinanțări către Spitalul Orășenesc Ioan Flasca Comănești. Proiectul a fost prezentat la comisie. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Păi stai, domnul Sacra ce a votat? Nu știu. La pentru, nu? Cum? La pentru, a zis. Păi dacă n-ați aprobat ordinea de zi, cum să vot astea? Poate și ați votat un proiect pentru, un proiect la care sunteți împotrivă. Sunt împotriva ideii de a fi discutate aceste proiecte. Noi nu votăm idei, votăm proiecte concrete. Noi votăm proiecte concrete, nu votăm idei. Votăm într-o ședință separată. Domnul Sarca, eu am crezut că s-a lăbuit de la începutul ședinței problema. Nu pot să mă pronunț pentru niște puncte la pachet. Da? Doamna secretar mi-a prezentat. Atâta timp cât am votat împotriva ordinii de zi, după aceea, împotriva fiecărui proiect în parte, poate să se consemne că proiectul dumnealui este valabil? Domnul consilier a votat împotriva. Păi dacă proiectele pe care le-ați votat împotriva, de la începutul ședinței, toți colegii dumneavoastră le votau împotriva, aceste proiecte nu se dezbăteau astăzi. Noi încheiam ședința că nu se pot dezbate aceste proiecte. Pentru că Consiliul Local a votat împotriva ordinii de zi. Domnul consilier a votat împotriva ordinei de zi, a votat împotriva completării ordinii de zi, dar în același timp domnul consilier a votat toate proiectele pe ordinea de zi și completarea ordinei de zi. Așa stă lucru în realitate. Mai repetați o dată acasă la dumneavoastră când mergeți și vedeți dacă ați votat corect. Pentru noi așa nu e corect, întotdeauna, oricum așa. Vă mulțumim pentru participare și vă transmitem că mâine nu mai facem încă o ședință pentru că un consilier a fost împotriva ordinii de zi pe astăzi, susținând că trebuie să vă invităm din nou mâine pentru cele 5 proiecte. Deci vă informăm că nu este necesar să vă mai invităm încă o dată, mâine, pentru că avem destulă treabă cu toții și pentru că putem să fim eficienți în administrația publică, nu doar prin a veni la ședințe și a prăcări se dumează mai de seara, că uite, sunt împotrivă, ca să fiu împotrivă, pentru că așa vreau eu să fiu împotrivă. Eu vreau să vă văd mai des, știți? Îmi place foarte. Veniți mai des la ședințe, domnul. Nu mai veniți la ședințe doar prin sistemul online. Uite, online și tot, domnul. 5 ședințe. N-ați spus face ședința mâinii ca ascultați-o.